Bună seara și eu aș dori să încep prin a mulțumi domnului Capelan, pastorul Gabi Gheorgheaș, pentru invitația la acest eveniment, la acest simpozion și fiind președintele Cultului Baptist din România m-am simțit nu obligat, dar îndrumat de calitatea aceasta să vă împărtășesc ceva din perspectiva aceasta baptistă ca o contribuție la a înțelege cum anume trebuie să ne raportăm față de Scriptură pentru ca să o putem pricepe, doar așa ea ne devine una de post, și apoi ce implicație are această înțelegere asupra noastră și asupra relației cu Scriptura. Așadar, întrebarea care se ridică este dacă scriptura e autoritate supremă, după cum spune orice denominație creștină și orice oficiu al Bisericii trebuie să se supună, precum și orice credincios, cine o poate interpreta? Baptiștii au rafinat poziția reformatorilor în privința asta. Reformatorii considerau că Biblia poate fi citită și interpretată de orice credincios evlavios sub călăuzirea Duhului Sfânt. Însă, alertați probabil de excesele teologice și practice ale unora dintre radicali, dintre anabaptiști, reformatorii și-au mai domolit entuziasmul în a recunoaște de plina libertate a fiecărui credincios în a interpreta Scriptura. Bună oară, Luther a pus unele condiții ca un credincios să poată interpreta Scriptura de unul singur. El zicea că un credincios ar trebui să stăpânească foarte bine limbile în care au fost scrise cele două testamente, ebraica și greacă, precum și latina. Trebuia să fie în stare să facă traduceri și să citească alte comentarii deja scrise. Ulterior, Luther a adăugat și uh, un alt filtru, catehismul, pentru că el dorea să nu riște să se ajungă la interpretări care nu redau cu adevărat uh, sensul pasajului biblic. Acesta a fost probabil și scopul lui Calvin când a elaborat în mai multe ediții magnum opusul său Institutio Cristiane Religionis. Religionis. Zwingli a mers mai departe. El a implicat Consiliul Orașului Zürich, Spre exemplu, atunci când a dorit să stabilească dacă o practică a vremii, și anume interzicerea consumului cărnii în postul Paștelui, era o învățătură biblică. El, Zwingli, a fost convingător. Astfel că, de fapt, Consiliul Roșenesc a decis că Scriptura nu interzice consumul de carne, așadar prietenului reformatorului elvețian care mărâncaseră în mod provocator cărnați în postul Paștelui au fost exonerați de măsurile punitive luate inițial, printre care și o mică amendă. Acum, baptiștii au contribuit la înțelegerea modului în care noi trebuie să ne raportăm, să ne apropiem de Scriptură, prin faptul că, ziceam, au rafinat ceea ce reformatorii magisteriali au propus. Scriptura trebuie interpretată, înțeleasă, cu ajutorul autorului ei, și anume al Duhului Sfânt. De fapt, scriptura spune chiar lucrul acesta. Apostolul Pavel um, spune în două pasaje, 1 Corinteni 2, de la 6 la 16, și 2 Corinteni 3, de la 14 la 17, lucrul acesta. În primul dintre pasaje, Pavel uh, îi încurajează pe Corinteni, uh, spunându-le că Duhul este cel care le descoperă adevăruri înalte, inaccesibile fruntașilor viacului acestuia și nici abilităților umane bazate pe simțuri. Oamenii duhovnicești, spunea apostolul, sunt aceia care s-au reconectat cu Dumnezeu și au spus da unei comuniuni autentice cu Domnul și fiind astfel singurii care pot pătrunde lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Al doilea pasaj este folosit de apostol pentru a enunța principiul esențial în înțelegerea Scripturii. Cei care îl cunosc pe Hristos vor uh, devin ușor la minte, spre deosebire de evrei care nu l-au recunoscut pe Hristos și uh, sunt uh, greoi uh, la minte. Duhul Sfânt cu care a fost pecetuit fiecare credincios în momentul convertirii asistă credinciosul în încercarea de a înțelege sensul Scripturii. În același timp, credincioșii baptiști, încă de la început, au elaborat ceea ce se numește mărturisire de credință. Prin aceasta, baptiștii și-au dorit clarificarea identității lor, lucru care a fost folosit pentru a oferi baza asocierii bisericilor baptiste. În același timp, însă. O altă funcție a mărturisilor de credință este aceea că ele oferă un perimetru în cadrul căruia ar trebui să se înscrie orice interpretare a scripturii în privința vreunei învățături. Mărturisile de credință nu sunt crezuri cu autoritate egală cu a Bibliei și au scopul de a prezenta modul în care credincioșii și baptiști înțeleg principalele doctrine creștine ale Scripturii. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că fiecare credincios care studiază cuvântul lui Dumnezeu, cerând ajutorul Duhului Sfânt, poate să îl înțeleagă. însă orice interpretare personală trebuie verificată cu înțelegerea pe care comunitatea de credincioși o are deja sau este în procesul ajungerii la o înțelegere. Biserica dezvoltă așadar o hermeneutică a comunității, adică o tradiție, o istorie a interpretării respectivului uh, pasaj. Pe de o parte, acest lucru este conferit de constanta care e mărturisirea de credință, pe de altă parte, interpretările se adună și se întăresc în cadrul expunerii învățăturii cum reiese ea din cuvântul lui Dumnezeu, prin predicare, prin studiu biblic. Comunitatea de credincioși își apropie adevărul exprimate în mărturisirea de credință și completează înțelegerea altor pasaje. Spre exemplu, să presupunem că într-o bună zi un predicator se ridică în fața unei audiențe, într-o biserică, într-o comunitate de credincioși și spune că în urma rugăciunii și meditației profunde și îndelungate a primit lumina că Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30, trebuie interpretate literal. Astfel că dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, să cu speranța că pe viitor uh, nu se va mai întâmpla, trebuie să-ți scoți ochiul uh, drept sau să-ți stai mâna dreaptă dacă ea a fost cauza păcătuirii. O comunitate baptistă ar apela la hermeneutica ei la cum a ajuns ea să înțeleagă respectivul pasaj de-a lungul timpului. Probabil că uh, ar trebui mai întâi să-l întrebe pe predicator ce este de făcut când credinciosul păcătuiește cu creierul sau vorbitorul, uh, predicatul păcătuiește cu uh, creierul. Uh, însă, Biserica ar sancționa pretenția respectivului individ că a interpretat corect scriptura și ar respinge învățătura. Ce înseamnă lucrul acesta? Odată ce scriptura este interpretată. Lucrul acesta coroborat cu principiul supremației scripturii în viața Bisericii, aceste două duc la ceea ce se numește primitivism uh, biblic. Și aceasta, de fapt, este într-un fel provocarea pentru, sau chemarea pentru uh, Biserică. Uh, ea va trebui completată cu o privire spre uh, înainte, dar, în permanență, creștinii ar trebui să fie într-o mișcare uh, de dute vino între a privi înapoi spre standardul uh, uh, setat de Noul Testament, perioada nou testamentară, epoca de aur a Bisericii Creștine, care este modelul viețuirii uh, în uh, plan personal și comunitar, și apoi uh, acest primitivism biblic care are o conotație uh, negativă nu ar face altceva decât să ne ajute luându-ne seva din ceea ce vedem în Scriptură, să putem să fim martorii în lumea prezentă, martorii credincioși și entuziaști ai lui Hristos. Așadar, autoritatea supremă a Scripturii ne cere ca în permanență viața noastră să fie informată și să fie modelată de cunoașterea și de trăirea Scripturii. Acestea sunt esențiale pentru fiecare ucenic al Lui Hristos. Ucenicii Lui Hristos trebuie încurajați să citească meditativ Scriptura, să o, să o trăiască în toate aspectele vieții lor. În modul acesta noi credincioșii și biserica lui Hristos ne păstrăm șansa unei reformări în virtutea imperativului pe care ni l-am asumat și anume acela de a ne îndrepta mereu către scriptură pentru călăuzire. În acest mod, principiul lui Luther, Eclesia reformata semper reformanda biserica reformată și într-o continuă reformare va fi o realitate. E nevoie de o expunere permanentă față de Cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta facilitând experimentarea puterii transformatoare pe care Duhul Sfânt o manifestă în inima unei persoane, unui ucenic și în comunitatea credincioșilor ce caută sincer să audă susurul blând al Duhului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc.